Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Daniel Radu, fermier din județul Ilfov. Bună dimineața, domnule Radu. Bună dimineața, domnule Macovei și vă mulțumesc pentru invitație. Nu putem evita și nici nu ne dorim asta, subiectul fierbinte la ordinea zilei, protestele fermierilor. Sunteți fermier, sunteți pe de altă parte și uh, vicepreședinte în cadrul unei organizații de fermieri, mediul asociativ agricol. Cum ați trăit, dumneavoastră, personal, pot să zic, aceste zile? Ați rezonat cu, cu protestele, cu colegii dumneavoastră, fermieri din stradă? Cu siguranță am urmărit și urmărim tot ceea ce se întâmplă cu privire la aceste demonstrații și aceste proteste. Rezonăm pentru că simțim cu toții. Presiuni foarte mari care se exercită asupra noastră și care vin din evoluția prețurilor, din seceta care ne afectează în ultimii trei ani, și ca atare s-au acumulat multe frustrări care se exprimă prin aceste proteste. Toți fermierii au oarece nemulțumiri, sunt mai multe motive. Dar suntem cu ochii pe evoluția lucrurilor. Vedeți, spuneați și dumneavoastră acum, vedeți o, o tensiune acumulată în timp care poate acum, fără să existe neapărat un motiv specific, cum a fost în Germania, de exemplu, pentru că acolo vorbim de anularea, să zicem, scutirii de, de plată a accizei, a unei componente din acciză, în cazul României, nu a existat un motiv concret la zi, dar, din ce spuneți, au fost niște nemulțumiri acumulate în timp care, probabil, acum au răbufnit, nu? Da. Sunt mai multe nemulțumiri, sunt mai multe motive care s-au acumulat și care aproape că s-au suprapus unele cu celelalte. În primul rând, așa cum am spus, seceta, apoi evoluția prețurilor apoi a fost, este faptul că am înființat culturi cu costuri uh, ridicate, iar cerealele le-am vândut cu prețuri înjumătățite și unii fermieri nu au putut să își acopere cheltuielile. Uh, sunt credite de rambursat, dobânzile au crescut foarte mult, pentru că în momentul în care am semnat credite, roborul era la 1,75-2, apoi a urcat la 7,8% și atunci automat că asta înseamnă bani care pleacă din uh, conturile societății și sunt bani, pentru că sunt rate foarte mari la fermieri. De fapt, nici nu avem cum să facem altfel, pentru că utilajele costă foarte scump și nu mai putem face agricultură, așa cum știam noi ca acum 35-40 de ani cu tractoarele U650, care de fapt nici nu mai există, condițiile climatice s-au schimbat. Pe de altă parte, mai a fost presiunea și este încă presiunea Uh, 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 cerealor din Ucraina. Mai este o problemă legată de logistică pentru că se descarcă foarte greu în portul Constanța uh, și ni s-a întâmplat uh, și nouă în vara aceasta 2023 să stăm cu combinele încărcate în câmp, cu buncărele pline și din 8 camioane câte aveam prevăzute pentru ziua respectivă, abia au reușit să ajungă două pentru că Uh -huh. Din punct de vedere logistic, lucrurile se mișcau. Și și bănesc se că n-a fost un caz nu, -a singular. Nu, n-a fost un caz singular, și atunci am fost uh, obligați să închiriem transportatori locali uh, care să ne. Uh, ca să nu stăm să pierdem timp, da? Pentru că avem, un, avem uh -huh. o perioadă în care putem recolta. Uh, am fost obligați să închiriem transportator local care să ia cereale de la combine, să le ducă acasă. Asta înseamnă costuri suplimentare. Acumulate cu scăderea prețurilor, vă dați seama că profitul e aproape de zero. Deci, starea de spirit a fermierilor nu e bună în acest moment. Da. Și spuneți că vine din, să zicem, loviturile pe care fermierii le-au primit la rând da. ani, ani buni, nu? An, an bun, plus că în același timp se implementează plan nou plan Național Strategic, da? noua politică agricolă comună, care a venit cu niște schimbări ale gaiecurilor, da? cu cultură uh, verzi, cu părloagă și toate acestea uh, acumulate s-au suprapus și au creat o, o, o stare de tensiune. Probabil că prea mult pentru, pentru fermieri. Dacă am fi avut. Uh, și eu n am fi avut secetă, și am fi avut recolte mai bogate, chiar dacă prețul poate era mai diminuat, am fi fost mental mai liniștiți, că știam că avem acolo câteva sute de tone, mii de tone în, în magazin. Dumneavoastră, personal, pe fondul acesta de lipsă de optimism, ca să nu zicem pesimism, vedeți totuși, ca să folosim un, o expresie celebră, vedeți o luminiță la capătul tunelului? O vedem că se îndepărtează din ce în ce mai mult și aproape uh, apune. Deci se... nu o vedeți? Nu vedem. Sau nu mai vedeți? Nu mai vedem și presiunea încă o simțim pentru că așa cum vedem aici în Câmpia Română încă lipsa precipitațiilor este, uh, este prezentă și e nevoie de foarte mare cantitate, cantitate de apă ca să se refacă rezerva de apă din sol, mai ales pentru culturile de primăvară greu și porum uh, porum și floarea soarelui uh, care au nevoie de, de, de apă foarte multă pentru a se Dezvolta. Dincolo de solicitările legitime ale fermierilor în acest protest spontan, vedeți și, sau credeți că au existat și interese care poate au parazitat nemulțumirile reale și corecte, până la urmă, legitime ale fermierilor? În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că că există spiritul de solidaritate și sunt oameni care au curaj să își exprime public nemulțumirile. Bineînțeles că asta am... e de apreciat și de este, este susținut până este la urmă de, apreciat, de... Este de aici vorbesc noi toți cei care sigur facem parte relatăm despre ce se întâmplă în sectorul agroalimentar. Și dacă fermierii au ieșit în stradă, să știți că lucrurile chiar sunt în, sunt întemeiate. Pentru că într-adevăr, cuțitul simțim la os cum este această expresie. Pe de altă parte ca în orice revoluție, ca în orice mișcare există profitori, există interese ascunse, se plătesc polițe, sunt și interese politice. Unii urmăresc probabil probabil au anumite obiective. Oricum, anul ăsta va fi. Da. Vor fi jocuri politice evidente. Este clar că... Toată lumea se uită la voturile fermierilor până la urmă. Este clar că partidele politice urmăresc ca să atragă de partea lor fermieri reprezentativi, fermieri cu influență. Poate chiar și unii dintre fermieri doresc să prindă un post, eu uh -huh. știu, senator, deputați, prin ministere și se pot folosi de aceste mișcări ca să-și atingă obiectivele. Dar esența protestului este o nemulțumire Corectă, reală și legitimă, nu? Da, da, este. Este pentru că nemulțumirile sunt, uh, sunt reale. Sunteți, așa cum am spus, vicepreședinte al unei organizații de fermieri. Nu aș vrea să mă refer neapărat la asociația pe care o reprezentați, ci la mediul asociativ agricol în general. Au fost întrebări și nedumeriri din partea fermierilor, pe de o parte, dar și din zona media. De ce asociațiile nu s-au implicat în, în acest protest? Aveți o explicație? În primul rând, orice protest ar trebui să se facă cu respectarea legii. Trebuie să fie autorizat pentru ca să nu se întâmple incidente nefericite, accidente, eu știu da. acțiuni, violen, acțiuni violente, să, să există o răspundere clară, există clar, o răspundere, mă? îi vine cuiva rău, trebuie să fie acolo o ambulanță, să evităm incidente violente cu forțele de ordine, proteste care să cum să spun, să fie să fie organizate în mod corect cu respectarea uh -huh. legii. În funcție de evoluția lucrurilor, asociația va decide, uh, pentru că dacă lucru... Dar ce spuneți este că vi se pare normal ca o asociație de fermieri, constituită legal, indiferent cum se numește aceasta, să participe, să organizeze doar uh, proteste autorizate. Uh, sigur, să organizeze, să participe, să picheteze în fața ministerilor, da. eu știu, cu utilaje ați, agricole... Ați pe a... și făcut asta, nu? Adică da, media asociativă a protestat. A existat și un protest cu tractoare în jurul Palatului exact. Parlamentului acum câțiva ani, îmi da. amintesc, și, uh, și pichetarea Ministerului, Ministerului chiar toate de, au fost da. autorizate. Da. Adică nu da. e că nu, nu da. uh, să zicem, primăria nu ar da sau primăriile din țară nu ar da autorizație, că s-au dat sau au da, spațiu și timp delimitat, hmm. prezența forțelor de ordine, păziți și noi la rândul nostru, că și noi putem fi atacați, nu se știe că. Sigur, s-au pot apărea, pot apărea diferite incidente. Agitatori. Agitatori, sigur că da. deci Și atunci lucrurile e bine să fie făcute într-un cadru legal, pentru că. Dar ați avut membri, ați avut colegi care au participat individual nu în, în aceste proteste. Asociația nu interzice, pentru că suntem într-o lume aici democratică. nu, nu, cred nu că ar avea cum, Sigur, nu interzice de membrilor să participe participe sau să aibă inițiative sau să exprime nemulțumirile, știu, în media sau în alte forme de, uh, cum e cazul acestui protest. Da, ei au participat, uh, au întrebat ce se întâmplă, dacă ne vom implica, uh, i-am susținut. Uh -huh. Știu că a existat și un comunicat al Alianței pentru Agricultură și Cooperare săptămâna trecută în care vorbea de solidarizare cu. Uh, protestatari de fapt cu membrii alianței care participă la aceste proteste spontane, pe de o parte și pe de altă parte, că se poate vorbi de o continuare a acestor proteste printr-un meeting sau printr-o serie de meetinguri autorizate, dacă, să zicem, în această săptămână nu se rezolvă o parte importantă din solicitările fermierilor. Da, eu cred că noi, ca și țară europeană, trebuie totuși să facem apel și la. adică, în primul rând, să facem apel la respectarea legii, iar asociații ne putem implica. Și cu respectarea legii putem să aducem, cum aduc fermierii străini, eu știu, uh -huh. remorși cu varză, cu cartofi, cu gunoi de grași, uh -huh. și să fie, sau lapte uh -huh. și așa mai departe. Adică se pot face și lucruri. E clar că orice protest tinde să cadă imediat în, în manifestări violente, dar totuși este bine să fim. Acoperiți de, de lege. Vorbiți asta pentru că uh, ați uh, trăit și lucrat o perioadă da. destul de lungă în Franța, care e recunoscută pentru. Uh, e țara grevelor. Țara grevelor da. și a protestelor în general și proteste extrem de dure uh, ale fermierilor în, uh, în particular. În perioada în care ați locuit acolo, ați uh, trăit, cel puțin mediatic, uh, aceste proteste. Cum se raportează societatea franceză? la aceste proteste? Cum îi privește pe fermieri? Am uh, trăit de mai multe ori și mi-aduc aminte la un moment dat intrase vreo 2000 de tractoare în Paris. Uh, societatea îi aplaudă pentru că acolo fermierii au o altă imagine. Uh, sunt foarte apreciați. Sunt respectați. Sunt foarte apreciați și foarte respectați pentru că sunt cei care uh, pun pâinea pe masa uh, francezilor și nu numai, pentru că și exportă Agricultură performantă. Performantă, vinuri, brânzeturi și așa mai departe. Agricultura numărul 1. Ei protestează violent, de cele mai multe ori blochează autostrăzi. Sunt Aduc cauciucuri, dau foc la cauciucuri sau în fața prefecturilor vin cu cisternele cu cu... Dejecții, de nu, sau? cu dejecții, da, cu dejecții de și stropezi sau cu lapte mm -hmm. sau în, în parcările din fața supermarketurilor. Am văzut de multe ori că au venit cu uh, beni, cu premorce agricole pline cu varză și le-au basculat mm -hmm. acolo ca oamenii să cumpere, să ia gratis, de fapt, cu cartofi uh, Deci, cu, oricum, cu, e... cu mult mai multe, da. Am, am văzut uh, proteste legate de uh, ceea ce înseamnă carnea de porc, ba, chiar ceea ce înseamnă dreptul de a pescui, erau la un moment dat un conflict da. cu Anglia. Am, am, am văzut, am participat. Sentimentul este de a, cu, societatea aplaudă, societatea încurajează și credeți că societatea românească, care nu are o legătură directă cu mediul agroalimentar, cu sectorul, apreciază la maxim valoarea adăugată pe care fermierii o aduc și sectorul în general îl aduce în, în, în economia și în societatea românească pentru asigurarea securității alimentare și pentru, foarte important, lumea nu prea vorbește, și de satul românesc, că fără fermieri sigur nu am avea, nu am mai avea sat românesc. Cum am spus dumneavoastră, la maxim nu, dar este o schimbare de, de atitudine față de fermierii români. Vedeți asta, vedeți da, o evoluție. Vedem o evoluție. Din discuțiile pe care le am în diferite ocazii cu diferite persoane, diferiți cetățeni. Mulțumim, bravo vă, că vă luptați, că ne cultivați terenurile, că produceți hrană, cereți-vă drepturile, aveți dreptate. Este o, cum să spun, lucrurile se schimbă. Dacă cu câțiva ani înainte nu, nimeni nu discuta despre asta, acum și nu faptul, era că, atent și faptul că emisiunile agricole, sector. asociațiile uh -huh. sunt prezente, protestele uh -huh. uh, și iar subiectele sunt prezente în medie, atunci schimbă percepția opiniei publice. Uh, favorabil pentru uh, am agricultura avut, românească. Am avut în ultima perioadă. Uh, sunt voci care spun că acesta ar fi fost și factorul declanșator al protestelor spontane din România ale fermierilor. Am avut protestul din, din Germania. Cum ați, privit, cum ați privit acest protest? Pentru că acolo deosebirea este că era o nemulțumire concretă pentru un, să zicem, o facilitate pe care Guvernul Federal se pregătea să o scoată din, din sector. Adică să nu mai acorde facilitatea respectivă. Dacă aș vorbi despre facilitatea respectivă, eu despre subvenția la motorină în valoare de 22 de cenți la litru. Pa, aparent, n-ar fi o, o sumă 22 de cenți. Ar însemna un leu și 10 bani dacă am pune okay. la 5 lei euro. Dar, la o fermă care consumă, dau un exemplu, 100.000 de litri de motorină pe an, subvenția okay. aceasta ar însemna 22.000 de euro, ceea ce este, în cazul multor ferme, o gură de oxigen importantă pentru dezvoltarea fermei. Pe de altă parte, orice protest trebuie să fim cu toții conștienți că în spate poate, în cea mai mare parte, are și un interes politic. Și e posibil ca și clasa politică germană să. Să-și dorească europenizarea, nu protestului. Să-și dorească europenizarea protestului pentru a putea negocia cu cei care conduc Uniunea Europeană, în Comisia Europeană, să negocieze. Uite, domnule că avem și noi în țară. Atât probleme. Probleme și trebuie ca și fermierii germani să fie luați în, în, în calcul. Bun, discutăm despre problemele sectorului agroalimentar românesc și despre, evident, ce e de făcut de acum înainte, după aceste proteste ale fermierilor, după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu domnul Daniel Radu, fermier din județul Ilfov. Domnule Radu, vorbeați înainte de pauză de. Um, Mizele, până la urmă, și politice ale europenizării protestelor fermierilor din diverse țări. Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că e un subiect de discuție, vedeți o uh, mărire a divergenței de interese între fermierii din vestul Europei, cu problemele lor specifice și cu mizele și interesele lor specifice, și problemele și uh, mizele fermierilor din estul Europei. Vedeți, mărindu-se această distanță între aceste. Interese? Depinde cum vor evolua lucrurile vis-a-vis -vis de protestele pe care le vor face fermierii din vest. Dar, ținând cont că anul acesta este un an în care în Europa vor avea alege, loc alegeri. Cel în, puțin europarlamentare. Cel puțin europarlamentare, Europa. este clar că agricultorii vor fi atrași în tot felul de uh, proteste pentru că. Diviziunea aceasta să fie mai mult în favoarea fermierilor din vest. Trebuie, noi, ca asociații și ca fermieri din România, să ne urmărim obiectivele noastre și uh -huh. să fim atenți, să nu fim atrași în, eu știu, în tot felul de populisme, iar la sfârșit să nu ne alegem cu nimic. Noi am ajuns să vindem foarte multă materie primă la prețuri care ne sunt impuse. Dacă aveam și noi, eu știu, crescătorii, aveam zootehnie, aveam tot felul de industrie, în ceea ce privește creșterea animalelor și industria cărnii, mult mai bine dezvoltată, puteam să facem o, o concurență țărilor mai puternice. Avem aceste proteste. Foarte probabil va exista o, să zicem, agregarea unei liste de revendicări. O parte din solicitări de acolo probabil se vor rezolva într-un termen mai lung sau mai scurt. Ce facem de acum înainte? Din acest moment, hai să-l considerăm un fel de moment zero. Unde mergem? Unde mergem anul acesta? Unde merg fermierii? Poate în următorii 2-3 ani? Care e orizontul? E imprevizibil orizontul pentru că nu știm cum vor cum vor merge lucrurile, cum vor evolua. Este clar că toate aceste revendicări ele trebuie decantate și în funcție de cadrul legal atât național cât și european, ele trebuie îndeplinite. Unde mergem? Noi vrem să avem recolte bune, să avem prețuri care să ne permită să ne continuăm activitatea. Dar depinde foarte mult de uh, mediul climatic, în primul rând. Dacă vom avea ploi uh, și Dumnezeu ne va ajuta să avem ploi uh, la timp uh, și în cantitate suficientă, uh, atunci lucrurile ne dau o oarecare doză de, de optimism. Din punct de vedere uh, legal, uh, ne putem baza pe subvențiile europene. Deocamdată, statul român nu e prea mult implicat, pentru că atunci când am fost. Uh, tot reprezentând Asociația în anul 2023, am fost plecat la Bruxelles uh, pentru a ridica, uh, a cere respectul fermierilor români. Oficialitățile de acolo ne-au spus că în, ca, în uh, exercițiul acesta 2023-2027 au fost alocate o sumă de 15,9 miliarde de euro pentru agricultura românească, dar că statul român putea adăuga cât voia. Din păcate nu este prezent statul român aici, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, decât cu foarte puțin aport, mai mult administrează decât să contribuie. Înțelegem că sunt și probleme la bugetul național, dar sperăm noi ca și prin aceste proteste să atragem atenția decideților politici care să înțeleagă că agricultura este o problemă existențială și România și trebuie să ne asigurăm hrana intern, Vedeți subiectul agriculturii și problemele fermierilor, tot acest ansamblu de, să zicem, de chestiuni, subiect de campanie electorală, atât la nivel european pentru alegerile europarlamentare dar și pentru alegerile naționale, vedeți un subiect cu miză pentru 2024 în România? Cu siguranță vor apărea tot felul de mesia, de binefăcători și de purtători de standard al românești, care de salvatori, oameni pe care patru ani de zile, dacă au fost, pre exemplu, deputați senatori, nici nu i-ai văzut dând pe la tine prin fermă. și niște europarlamentari nu Chiar și europarlamentari, adică vor apărea, dar aș vrea să le spun vor să-i salveze cu forța pe fermieri. aș vrea să le spun pe această cale, că să știți că fermierii nu prea mai sunt chiar așa ușor de prostit. Adică avem acces la informație, citim, călătorim și noi prin toată lumea. Da, e un semn de sănătate, e un semn al faptului că oamenii gândesc cu mintea lor și nu mai sunt ușor de manipulat. Eu personal îmi doresc să apară oameni politici care să aibă proiecte concrete, dar nu numai pe hârtie, ci ele să fie duse la îndeplinire în mandatul pe care vor avea europarlamentari sau parlamentari aici, în Parlamentul României. Dar cred că tot aceiași oameni care au fost implicați în legislativul acesta și uh -huh. trecute, tot, cred că tot ei vor putea duce la, la bun sfârșit proiecte dacă, pentru că sunt cunoscători. Dar e clar că în cadrul acestor alegeri vor apărea și chiar voi urmăriți, sunt tare curios să văd cine apare cu tot felul de, de, de sloganuri din astea în care prin răsucirea știu, unui inel pe deget, agricultura românească va fi șnur. Deci nu credeți că fermierii vor fi feriți de atacuri demagogice și populiste și extremiste în următoarea perioadă? Ne referim la anul acesta. Nu, no, absolut. Și de Vor fi bombardați. Nu? Vor fi bombardați și pe această cale vreau să le atrag atenția fermierilor să fie foarte prudenți în abordarea de care vor avea parte din partea decidenților uh -huh. sau din partea diferitelor candidați. Să fie atenți și să-i să chestioneze. Se să cu și cu întrebări simple despre ceea ce înseamnă agricultura. Și îți dai seama dacă un om este cunoscător și sau este doar un demagog. E o discuție în rândul fermierilor și în mediul asociativ dacă este bine ca un număr mai mare, pentru că avem și acum, dar un număr mai mare de fermieri să se implice în politică, la, în palier de alegeri locale, eu știu primari, consilieri locali, județeni, parlamentare, deci deputați, senatori sau chiar europarlamentare și, de asemenea, în zona executivă. Și acum avem, am avut și avem. De exemplu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, care sunt fermieri, producători agricoli la bază. E bine să crească numărul acestor fermieri în politică sau nu e bine? E clar că este bine. E clar că este bine. Toate păturile societății trebuie să fie reprezentate. Acum nu putem să facem un parlament doar de fermieri. Sigur. Este clar. Simum. Trebuie să fie, așa cum am spus, din toate straturile societății. Dar... Mai ales că mulți dintre cei care au făcut pasul, și poate chiar au fost aleși sau au intrat în administrație, au uitat. Dat... Nu știu dacă au uitat, asta e problema lor. Dar nu sunt văzuți foarte bine de colegii care nu au intrat. Adică sunt mulți fermieri care îi acuză că au trădat interesele, că n-au făcut nimic, cât au fost, nu știu, un an, doi, trei acolo. Păi, s-ar putea să fie așa, pentru că, odată ce au fost vizibili, până când au intrat, iar după aceea au devenit invizibili și s-au uh, ocupat doar de interesele lor personale și nu n-au avut cuvântări lor de cuvânt, n-au avut proiecte. Este clar să, să primească critici. Probabil că există și lipsă de inițiativă, există și lipsă de comunicare pentru cei care sunt fermieri și care au ajuns acolo în poziții de, de conducere. Deci criticile fermierilor neimplicați politic, a marii mase de fermieri, sunt justificate. justificate nu? Absolut, dar nimeni nu trebuie să se sperie de critică. Din contră ar trebui să te ambiționeze să devii mai bun și, într-adevăr, să cauți să obții rezultate. Dacă mergi acolo ca să îți câștigi un mandat, să iei un salariu, să stai la căldură, să mănânci ieftin și după aceea să prinzi o legislativă, două, trei, apoi să ai parte de o pensie bunicică, cred că ți-ai ratat uh, cariera. Poți să faci chestia asta, dar uh, este bine să lași în urma ta ceva, uh, ceva, bun pentru țara asta și pentru orice domeniu de activitate. Dar cunoscând așa un număr important de fermieri, colegi de-ai dumneavoastră, avem lideri uh, în, uh, în zona aceasta, în sectorul agroalimentar românesc? Adică sunt oameni care pot, uh, pot, reprezenta sectorul? Da, da, avem oameni care reprezintă la Bruxelles, spre exemplu, în, uh, Cadru... Copacogeca. Copacogeca, da. Avem doi vicepreședinți, da. Deci sunt oameni uh, onești, sunt oameni sinceri care chiar își doresc să schimbe lucrurile și să facă ceva bun pentru, și să, pentru agricultura din România și nu numai. Deci nu mi-e clar, sunteți pesimist sau optimist? Că ați amestecat așa un pic. <laughs> La început emisiunii mai pesimist, acum mai optimist? Uh, uh, așa, e... scurt. Trebuie să fiu prudent prudent. Nici pesimist, nici optimist, prudent. Realistă. Eh? Pentru că sunt mulți uh, mulți șarlatani. Bun, din păcate. Domnule Radu, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile și opiniile transmise. Punem punct ediției de astăzi Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune.